Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi vin cu mare bucurie către voi cu o spectaculoasă bluză croșetată. Un model foarte simplu, foarte frumos, alcătuit din doar două rânduri. Acesta cum se regăsește în bluza aceasta, care e pornită cu tehnica raglan. E făcută prima dată o bentiță din trei rânduri. Parcă trei sau patru rânduri. Nu, 1, 2, 3, da, din patru rânduri și apoi calculat și pornit cu raglan. Lucrat cu tehnica raglan până la subbraț. La subbraț lăsăm pentru mâneci, continuăm cu partea de corp și apoi la final facem mânecile. Bluza este lucrată pentru o puștoaică de 16 ani care s-a gândit și s-a tot răzgândit de-a lungul timpului în timp ce lucram la bluză. Prima dată au vrut-o doar parte de bust, deci cu mâneci lungi, dar doar parte de bust și după ce uneam aici, lucrat doar 3 cm și atât. Dar plăcându-i foarte mult modelul, la urmă s-a răzgândit și a zis că vrea bluză lungă și cu mânecă lungă. În timp ce lucram la mâneci, s-a răzgândit și la mâneci, a vrut-o cu mânecă 3 sferturi. Nu e niciun fel de problemă pentru că s-a putut, nu m-am împiedicat cu nimic la a finaliza bluzica aceasta, care a ieșit o frumusețe. Aici este, am lucrat, e o prietenă bună a mea, care a vrut să facem bluzica asta pentru nepoțica ei. Am un fir de păr pe care l-am croșetat la început, n-am reușit încă să scap de el. Îl văd doar când filmez, după aceea nu-l mai văd. Trebuie să-l scot de aici pentru că arată îngrozitor. Haideți că nu mai uit, dar nu acum. Bun, prietena mea a avut Super Diva de la Kanguro și cu asta e lucrată bluza, dar, după părerea mea, bumbacul este sfânt, este cel mai potrivit pentru bluze, fie că sunt cu mâneci 3 sferturi, că sunt mai lungi, deci dacă e pentru perioada caldă, Super Diva este acril. Bun ar fi lucra cu bumbac, cum ar fi Alize Bella, care este un bumbac nemercerizat, un bumbac moale, care se croșetează foarte, foarte, foarte bine și arată toate lucrurile, îmi plac tare, tare mult. Cum e firul Artist, care e un bumbac mercerizat, vă spun de fire care se găsesc pe fir de tricotat povești. E firul Rose Garden, dar acela este mercerizat, dar eu zic că are și o bluză fantastică, deci o bluză exact ca aceasta, dar lucrată cu fir de grade. Doar că vă trebuie două bobine. Nu intră 500 de grame la o bluză sub nicio formă, dar să puteți porni să lucrați un rând dintr-o bobină, un rând din cealaltă bobină, pornind de la culoarea deschisă de sus, dacă vreți cu Rose Garden, spre exemplu. Deci porniți, faceți bentița și apoi lucrați un rând, un dus întors, o secvență de aceasta. Un rând dintr-o bobină, rândul următor din bobina cealaltă, rândul următor din bobină. Și de ce? Ca atunci că degradeul, chiar dacă e mai lung, în momentul când ajunge și lăsați pentru mâneci, să aveți ambele bobine rămase exact în același loc. Și atunci puteți cu o bobină continuați la o mânecă și cu bobina cealaltă la mânica cealaltă. Și în felul acesta nu aveți probleme cu degradeul. Și din ce vă rămâne, continuați în partea de jos. La fel, un rând dintr-o bobină, un rând dintr-o bobină. Da? E o idee pe care am văzut-o la Violet, la un moment dat, de fapt, eu n-am văzut-o eu, a văzut-o prietena mea, Dana, și mi-a spus despre ea și a zis, ce fată deșteaptă, super tare. E, da, o idee pe care cu siguranță o voi folosi în proiectele mele. Nu mi-a trecut prin minte, dar uite, de-aia e bun să fim mai multe creatoare de acestea, pentru că mai găsim idei grozave care ne ajută tare mult. Eu sper că ați înțeles ideea. Bun. Mulțumesc, dragilor, mulțumesc fetelor care au apăsat butonul alătură-te, deci pe lângă faptul că mulțumesc tuturor care lucrează alături de mine și care îmi lasă comentarii, abia aștept să citesc comentariile voastre, mulțumesc noilor mele fete care s-au alăturat și mă susțin un picuț acolo și financiar, care înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc, dragilor, Ramona Roșu, Nadia, Daniela Sichiardău, care este de 16 luni alături de mine, Nelly Porca, învățăcel care e de o lună alături de mine, Rodica Pătraș, care e de 4 luni, Ana Anastasie, care are apăsat butonul artist și este de 14 luni alături de mine, Candea Rodica, artist, iarăși, de jumătate de an alături de mine,
Ramona Roșu învăță cel de 12 luni alături de mine. Deci acestea sunt ultimile fete la care mi-apar mie pe YouTube, care s-au reabonat, noi abonați sau reabonați. Mulțumesc, sunteți prețioasele mele dragi și să știți că găsiți toate părțile și de la această bluză în ziua în care pun prima parte, dacă nu reușește băiatul, că băiatul îmi face editările, dacă nu reușește în ziua aceea, a doua zi cel târziu găsiți toate părțile. Deci nu trebuie să așteptați să le postez public pe YouTube. Cei care au apăsat butonul alătură-te au acces anticipat, deci înaintea tuturor, la toate părțile. Haideți să pornim la lucru, să facem frumusețea aceasta de bluză croșetată. O să vă arăt numărul croșetei de fiecare dată, cu 3,5, am lucrat și cu 3, la un moment dat o să vă explic eu pas cu pas cum am gândit, de la ce am pornit, cum am gândit și cum am ajuns la frumusețea aceasta de bluză. Spor la lucru, dragilor, haideți să facem frumusețea asta. Deci, am hotărât, voi lucra cu firul acesta, este un bumbac de la Kanguro, Super Diva, cu croșetă 2,5, deși el indică croșetă numărul 2, voi lucra cu 2,5 și voi porni cu raglan și am ales și modelul și trebuie să facem calcule. Eu am făcut deja, voi face o bentiță din 4 rânduri și după bentița aceasta din 4 rânduri voi porni raglanul. Cum trebuie să gândim? Deci, în primul rând, un raglan. Raglanul de bază dreptunghiular la croșetat, deci împărțim la 6. Da, avem spatele, fața și parte de mâneci. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, deci numărul de ochiuri pe care îl punem, deci trebuie să se împartă la 6, deci trebuie să fie multiplu de 6. Dar modelul pe care îl voi face, deși aici mi-arată că facem modelul și apoi sărim 1, 2, 3, 4, 5 și apoi în al șaselea facem model, eu nu mă voi lua după asta, pentru că am nevoie de mulțire ca să poată să ia forma raglanului frumoasă și pentru că ar strânge dacă aș face așa, pentru că am testat. Ia să văd, n-am pe lângă mine. Dacă... Ba da, este. Uitați, am făcut bentița și vedeți că strânge puțin modelul și eu n-am nevoie să strângă, am nevoie chiar să fie mai lejer decât bentița aceasta de la gât, așa că voi sări 3 și voi face în al patrulea, da? Voi avea piciorul scurt, ochi de lanț, piciorul scurt, ochi de lanț și voi face modelul acesta aici, voi sări 1, 2, 3, în al patrulea fac model. Bun, deci după ce gândim bine să vedem de ce avem nevoie, deci avem nevoie să se împartă la 6 numărul de ochiuri și mai avem nevoie să se împartă la 4 ca să pot încadra modelul acesta. La 4 sau la, tot la 6 cum era aici, dar eu nu vreau la 6 pentru că v-am spus că strânge. Aici eșantionul este lucrat cu croșetă 2,5 și vedeți că strânge puțin și eu n-am nevoie la raglan să strângă. Dimpotrivă, eu vreau să-i dea lejeritate. Da? Bun. Deci avem nevoie să se împartă pentru a face modelul acesta la 6 și la 4. Asta înseamnă că trebuie 6 ori 4, 24, deci numărul de ochiuri de lanț trebuie să se împartă la 24. Și acum, la ce ne mai gândim noi? Facem o bluză cu un raglan, deci să vină rotund în jurul gâtului, dar trebuie să treacă ușor de cap. Deci capul unui adult poate avea între 54 și 60 și ceva de centimetri. Deci ca să poată să treacă ușor, pentru că este bluză de vară, dar nu vrem extrem de decoltată, adică foarte răscroită în față, deci trebuie să aibă un pic peste circumferința capului. Și m-am gândit eu la 60 de centimetri. Bun. Eu am făcut mai devreme un șir de ochiuri de lanț. Bine, și deci împărțit la 24, trebuie să se împartă la 24 obligatoriu. Am făcut 150 de ochiuri, am măsurat și am zis eu că este aproximativ suficient și apoi am văzut că împărțit la 24 mi-ar fi
corect, nu 150, ci 144 de centimetri. Împărțit la 24, aproximăm. Eu am aproximat în minus. Am scăzut 6 ochiuri și mi-a dat, se împarte exact la 24, deci pot să încadrez și raglanul și modelul. Raglanul ca să împartă la 6, exact de ce v-am spus, și modelul, pentru că voi sări 3 și voi face modelul în al patrulea, deci trebuie să împartă și la 4 în același timp. Deci împărți la 24. Dacă vreți să aproximați în plus, adăugați ochiuri în așa fel încât, deci dacă aveți 160 de ochiuri sau, deci mi-a dat 6. Dacă fac 24 înmulțit cu 7, deci mai mult, 7 ori 4, 28, 7 ori 2, 14 și cu 2, 16, 168. Deci putem porni pe 168 de ochiuri. Deci am zis că pentru măsura ML sunt suficiente 144. Pentru mărimea următoare, pentru XL, XXL, dacă vreți un decolteu, deci în jurul gâtului obișnuit, nu foarte adânc, nu să se vadă sânii, dar nici să fie strâns pe lângă gât. Ar fi 168, iar pentru măsura S, pentru cineva care are un cap mai mic și mai slăbuț așa, se pornește cu 120 de ochiuri. Atunci, vedeți că împărțirea se face și va da 5. La 120 împărțit la 24 ne dă 5. Da? Deci, eu așa am gândit și cred că sunt convinsă că am luat-o de mai multe ori. Am tot gândit-o în așa fel încât să nu fiu nevoită după ce fac bendița de la gât, că nu pot să împart și să pornesc să fac raglanul, să pornesc să fac modelul acesta spectaculos, atât de ușor și atât de frumos. Bun, deci am hotărât, voi porni pe 144 de ochiuri. Bun, voi lucra cu croșetă 2,5. Dar, șirul de ochiuri de lanț, ca să putem lucra ușor pe el, îl voi face cu o croșetă 3,5, dar doar ochiurile de lanț. Da? Și cum procedăm? Facem în felul următor. Deci, pornim și facem deci cu o croșetă puțin mai mare, cu un număr mai mare. Deci cu 2,5 voi lucra la bluză, dar ochiurile de lanț le fac cu 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ca să nu mi se răsucească ochiurile de lanț, eu v-am mai arătat partea aceasta, lăsăm ochiul lejer și băgăm aici în primul ochi de lanț. Deci câte am zis că am 10. Și acum continuăm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, continuăm până la 144. În felul acesta, ochiurile de lanț vor rămâne în poziția aceasta, agățând în primul ochi aici, da? Continuăm și le facem și la final tragem ochiul ăsta prin celălalt și o să vedeți că ochiurile rămân neschimbate. Nu există riscul să se răsucească. E cel mai simplu așa. Da? Continuăm până la 144. Și am făcut cele 144 de ochiuri. Uitați că nu sunt multe, dar nu sunt nici foarte puține. Sunt perfecte pentru o bluză, pentru măsura ML. Bun. Acum, deci ultimul ochi, îl trecem prin primul de aici. Și acum, lăsăm croșeta 3,5, o lăsăm deoparte și trecem la croșeta cu care vom lucra. Și vom face un rând de piciorușe scurte. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și facem picioruș scurt în fiecare. Deci e pornit de aici, din următorul. Facem piciorușe scurte, unul după altul. În fiecare ochi. Am putea să facem pe bucla din spate, dar nu vreau să mă chinui, vreau să termin repede. Și dacă nu-mi place cum vine, pot să fac un rând de terminație. De oricare ar fi, chiar și un rând de piciorușe scurte, dacă nu... Da? La final, deci după ce terminăm, trebuie să avem 144 de piciorușe duble. Este important ca să poată să ne iasă modelul în continuare. Da? Continuăm cu piciorușe duble în fiecare ochi de pe
ochiurile de bază. Da? Am încercat eu și să pornesc cu piciorușe duble direct, dar mi se pare mult mai migălos, așa că tot varianta clasică, aceasta de început, mi se pare cea mai potrivită. Deci piciorușe duble, asta înseamnă că jeteu, băgăm în ochiul de lanț, scoatem firul și acum scoatem o dată de două ori. De aceea e picioruș dublu sau picioruș mare, îi se mai spune. La piciorușul scurt îi se mai spune și picioruș mic, iar la piciorușul dublu, picioruș mare. Și poate îi s-o mai spune și în alte feluri, dar eu asta știu. Deci continuăm cu piciorușe duble și cu siguranță le voi număra când voi ajunge aici, ca să fiu sigură că am 144, să nu mă încurce apoi când voi băga modelul. Am făcut cele 144 de ochiuri. Vedeți că firul, adică rândul se așează foarte bine. Și acum, de să fim siguri că nu e răsucit, da? Că dacă apucăm să lucrăm, apoi trebuie să desfacem. De să nu fie răsucit, 144, 1, 2, în al treilea ochi aici, unim cu picioruș alunecat și astfel încheiem primul rând. Rândul 2. Rândul 2 avem picioruș scurt și ochi de lanț. Deci, avem un ochi de lanț care țin loc de un picioruș scurt și încă un ochi de lanț de departajare, da? Sărim 1 în al doilea. Picioruș scurt. Ochi de lanț. Sărim 1 în următorul picioruș scurt. Ochi de lanț. Nu lucrăm strâns. Sau cum vă este vouă. Deci dacă lucrați strâns, încercați cu croșetă numărul 3. Eu lucrez mai lejer ca să poată să-mi iasă bine. Și să lucrez ușor. Deci ochi de lanț, sărim 1 în următorul picioruș scurt, ochi de lanț. Am făcut ochi de lanț, am sărit 1 în următorul picioruș scurt. Important este să fim atenți, să lucrăm corect, că avem 144, deci vom avea 72 de piciorușe scurte cu 72 de ochiuri de lanț, pentru că rândul următor vom lucra nu ochiurile acestea de lanț. Da? Că nu degeaba le lucrăm. Continuăm tot rândul de jur împrejur. Da? Nu uitați. E așezat perfect. Deci piciorul scurt, ochi de lanț. Deci am făcut piciorul scurt, ochi de lanț. Sărim 1 în următorul piciorul scurt, ochi de lanț. Sărim 1 în următorul piciorul scurt. Și așa continuăm până la final. Până ajungem aici, de unde am început rândul. E vizibil. Și am ajuns la sfârșitul rândului. Să nu lucrați strâns. Rândul acesta tinde să se strângă. Tinde să lucrați mai strâns decât atunci când faceți piciorușe duble. Am făcut un ultim picioruș scurt, un ochi de lanț. Și acum ne ducem în prima buclă făcută, unde am făcut două ochiuri de lanț, cu picioruș alunecat. Și am încheiat rândul 2. La rândul 3, tot de la bentiță, 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă un picioruș dublu în același loc. Și acum ne ducem în următoarea buclă, da? Unde am făcut ochiul pe sub ochiul de lanț, în găurelele micuțe formate și facem două piciorușe duble. Practic vom reface cele 144 de piciorușe, da? Făcând câte două piciorușe duble în fiecare buclă. Da? În următoarea, una, două piciorușe duble, în următoarea buclă, e practic piciorușul scurt și apoi este ochiul de lanț, unde e găurica. Facem două piciorușe duble. Bun ar fi când terminați rândul acesta să numărați piciorușele duble și să vedeți dacă aveți 144, ca să fiți siguri că ați lucrat corect, da? Câte două piciorușe duble pe sub fiecare ochi de lanț pe care l-am făcut pe rândul anterior. Uitați, aici e piciorușul scurt și aici e ochiul de lanț, unde facem două piciorușe duble. Cât de bine se lucrează bumbacul acesta! Fantastic! În următorul și așa facem până la sfârșitul rândului, unde v-am spus, în felul acesta se refac cele 144 de piciorușe duble. Continuăm! Și am lucrat, că mi s-a răsucit,
am numărat grupe de câte două, am 72. Asta înseamnă că am 144 de picioruși. Bun, am făcut ultima grupă și acum 1-2 în al treilea ochi de lanț, aici picioruș alunecat și am terminat rândul 3. La rândul 4 facem două ochiuri de lanț și între grupe picioruș scurt. Două ochiuri de lanț, între grupe picioruș scurt. Modelul inițial era cu un ochi de lanț, la fel ca la rândul 2, doar că eu vreau să fac în felul acesta ca să fie mai evident, da, și să fiu sigură că nu strânge. Două ochiuri de lanț, între grupe pe dedesubt, așa, între grupe picioruș scurt. Voi puteți să faceți cum fac eu, așa, sau cum sugerează modelul, piciorul scurt, ochi de lanț, la fel ca rândul 2. Da? Cum credeți de cuvință? Eu am pornit și am desfăcut. Pentru că m-am gândit că vine mai bine așa, două ochiuri de lanț, între grupe, în felul acesta zic eu că va fi mai evident modelul. Două ochiuri de lanț, nu lucrăm strâns, da? Nu lucrăm mai strâns decât restul atunci când am făcut piciorușele duble. Deci, două ochiuri de lanț și între grupe, între perechi. 1, două ochiuri de lanț și aici între grupe. Și așa facem până la sfârșitul rândului și bineînțeles că vom avea grupe de acestea, bucle de acestea de câte două ochiuri de lanț, 72. Da? Care apoi se împart la 6. Pornim raglanul de aici. Eu zic că vine foarte bine. Nu? E un început interesant. Continuăm. Și am ajuns la sfârșitul rândului. Și am făcut picioruș scurt, deci am făcut ultima buclă. Și acum am făcut în împărțeala pentru raglan. Cum am împărțit? Deci avem 72 de bucle, de acestea de câte două ochiuri de lanț, împărțit la 6 ne dă 12. Deci 12 bucle cuprinde o secvență. Pe schema noastră, deci avem 12 pentru fiecare bucățică de aceasta desenat. Da? Deci spatele va fi egal cu fața, 12, 12, pun era să fi pus eu mai mult la față și mai puțin la spate ca să se formeze puțin decoltat de să pun ia dacă aș pune 11, dar ar trebui să amân. Să știți că așa voi face, voi desface și voi pune mai mult la față. Deci voi face 11, 11. Și aici 13 și 13. Da? Am luat câte unul. Deci aveam 12 la fiecare bucată, dar am luat unul de aici și l-am dus aici, unul de aici și l-am dus aici. Deci voi avea 22 la spate, 22 de bucle de câte două ochiuri de lanț, 12 mâneci și în față 13 cu 13, 26 la față. În felul acesta fața va veni puțin căzută față de spate, spatele va veni puțin mai îngust și se va forma un mic decolteu, așa, puțin mai adâncit în față, da? Având mai multe ochiuri. Nu știu ce să spun, în față avem și sâni, deci eu zic că e bine, e în regulă așa. Bun. Acum trebuie să redistribui, eu am numărat 12 de aici, pentru o mânecă, e corect. Aici am numărat 24 pentru față, 24 și acum mă voi duce și voi amâna 24. 25, 26. 26. Și acum 12 pentru mâneca cealaltă. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, te amân cu 2, pentru că am amânat. Da? 1, 2. Exact pe sub ochiuri, ca să fiu sigură că pun corect. Și le mai număr o dată, ca să fiu sigură că apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum 22 pentru spate. Ia să vedem dacă ne-a rămas 22 la spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Perfect! Perfect! Bun! Acum, mă gândeam că n-am venit cu croșeta. Ba da, e 2,5. E bine. Cum pornim modelul? Pentru că am nevoie, ia să vedem, ia să dau eu ăsta de aici, așa e, să nu mă trezesc că, aș avea nevoie să încep modelul de aici, din colțul acesta unde am markerul, să pornesc cu o secvență de model exact aici și așa voi face, deci pun markerul în partea de jos, așa. Aici. Și voi porni, mă voi duce cu piciorușa alunecat înapoi. 1 pas al racului. Da? În bucla de aici. Și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu. Modelul este acesta, de aici. Da, o jumătate de secvență. Deci, picioruș dublu și încă un picioruș dublu. Aici este între o mânică și față. Nu prea e bine aici. Nu prea e bine aici. Ba da, ba da, că nu se vede. Bun, doar o jumătate de secvență. Deci acestea două piciorușe duble. Și acum continuăm. Deci am pornit 3 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu înapoi, aici unde am făcut punctul de raglan. Da? Acum, sărim o buclă și în următoarea buclă facem 2 piciorușe duble, 1 și încă 1, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble, 1 și încă 1. Și acum continuăm. Sărim o buclă, în următoarea, 2 piciorușe duble, 1 și încă 1, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble și încă 1. Jeteu. Sărim o buclă în următoarea, deci repetăm, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. Deci avem mânecă, mânecă, spate și față, spate și față, aici unde am pus mai mult. Nu-i nimic, rândul, încheierea de rând va fi pe punctul de raglan și nu se va vedea, se va încheia perfect, veți vedea. Bun, jeteu, sărim o buclă, în următoarea, picioruș dublu, încă un picioruș, deci 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble. Sunt 2 rânduri care se repetă, veți vedea, tot modelul, care creează spectacolul acela de bluză. Deci, jeteu. Sărim o buclă în următoarea, 2 piciorușe duble, 1 și încă 1,
două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Și facem la fel până ajungem la punctul de raglan. Aici vom face două secvențe. Asta e singura diferență. La rândul acesta unde facem perechi de piciorușe duble. Sărim unul în următorul. Haideți că se lungește video până aici. Când ajungem aici, vă voi arăta cum facem la punctul de raglan pe acest rând.